Bună ziua tuturor! Procurorii DICOT, structura centrală, au organizat un flagrant și i-au prins pe cei doi inculpați, pe cei doi suspecți, în momentul în care încercau să vândă 10.000 de comprimate de ecstasy din totalul celor 22.000 de comprimate. Potrivit procurorilor DICOT, toate aceste comprimate de ecstasy valorau pe piața neagră 220.000 de euro, ceea ce înseamnă că un comprimat de ecstasy ar fi fost vândut cu 100 de euro. Și, într-adevăr, spun cei de la DICOT, inculpații ar fi vrut să vândă aceste droguri pe piața neagră pentru a ajunge la tinerii care merg la festivalurile de muzică ce au loc în țară în această vară. Unul dintre ele este chiar Saga Festival, are loc sau va avea loc chiar în acest weekend aici în București. Urmează și alte festivaluri pe malul Mării, Beach Please sau la Cluj, Electric Castle Untold. Ei bine, pentru tineri care merg la aceste festivaluri, inculpații din Brașov ar fi adus aceste droguri tocmai din Olanda pentru a fi vândute. Ei au fost prinși în flagrant și reținuți, apoi arestați preventiv de către Tribunalul București. Acestea sunt informațiile. La revedere!